Eu sunt Alina și voi sunteți în al treilea episod din Taste by Delici. Iar dacă această bucătărie vi se pare cunoscută, este pentru că aici se întâmplă toată magia rețetelor din Mindful Cooking de pe andrearaicu.ro. Și Andreea este la frigider pentru că este foame, asta se aude. Invitatul meu. Bună, bună. Mi-e foame până îl gătim aici micul dejun. Mi-e foarte foame, nu știu dacă înțelegi. Și știi că mie îmi place să mănânci să gust. Avem 3 idei pentru un mic dejun sănătos. Și cum mai e micul dejun? Ești delicios? Obligatoriu foarte bun. Nu există să nu. Și rapid, unele o să încercăm să fim rapid. Da, dar până face aici eu o să mănânc și avocado. Hai să vedem ce gătim. Pentru prima rețetă ne-am gândit la niște brioșe cu ouă. Simple, fără făină, o să vedeți. Cu roșii, cu spanac. Adică pentru asta, da. Întotdeauna mi-am dorit asta acasă. Cred că ți-o confisc. Așa. Hai să începem. Bun, deci facem mai întâi brioșele, care da. Nu sunt cu, să spunem că nu sunt cu făină. Nu sunt cu făină. Nu. Ok, perfect. Și da. Nici cu lactate? Nici cu lactate. Avem puțin lapte vegetal, o să punem. Da, deci nu sunt lactate. Deci cine are intoleranță la lactoză poate să mănânce. Aici avem ingredientele doar pentru brioșe. Ok, bine, hai. Zi ce să fac. Sparge toate ouăle acolo. Ouă sunt aici. Multe. 12, pentru că avem 12 forme. Putem să păstrăm brioșele pentru... Efi! Efi! Efi, adică haide și tu vrei, deci nu? Putem să păstrăm brioșele și pentru a doua zi și să le luăm la pachet. Ia, vă rog, deci priviți. Adăugăm laptele. Așa. Mm. Dar știi câte rețete am învățat eu de la tine? Câte? Și le fac foarte mult. De exemplu... Eu știu fritata, nu? Care... Fritata, deci ce mai fac tot. Îmi place foarte tare. Dar le uit dacă nu le exersez. Le uit. Ia, gata. Așa, gata. Și acum punem... Punem spanacul tocat. Așa, dar o să învăț și pe asta acum. Și roșii. Nu-l punem pe tot? Vedem, ba da, eu cred că îl punem. Că-mi place să fie verde. Deci, practic, e o omletă la cuptor asta. Da. Arată-mi ce trebuie să fac. Trebuie să iau o lingură sau un polonic, nu? Da. Că m-am uitat că se de decor. Cum așa? Ia, da. Umple. Ce trebuie? Cât te machezi, brioșele stau la cuptor. În cât timp să fac? 20 de minute. Că trebuia să le fac mai mici, pardon. Vedem, fiecare și le face cât de mici, mari. Nu știu de ce, că mă gândesc tu și la birou câteva. Ah, da. Punem brioșele în cuptorul preîncălzit. Eu l-am pus la 200 de grade, dar poate fi și 180, cred. Pentru 20 de minute, cam așa. Alina a plecat și nu se mai întoarce. Nu știu ce a făcut cu mâncă cu brioșele. Avem brioșe! Bă, dar ce frumos arată, dar au crescut! Da, păi... Păi ce, omleta crește? Dacă o pui la cuptor, crește. Ce tare! Ia. Trebuie să le scoatem așa. Haideți să gustăm. A stricat decorul, nu? Ia să vedem... Bun! Ia! Cred că trebuie să le punem așa, să fie un spațiu. Eu mai mult te curc acum, cred. Vezi că deja sunt specializată în toată așa, situația. Așa, da, exact. Asta, eu se pare că nu. Te rog. Dar e foarte bun, se face foarte repede. Da, incredibil. Și... Poți să iei și la pachet. Dar ideea ce mi se pare incredibil este că la omletă trebuie să stai lângă ea, să o păzești. Pe când la aceste brioșe, nu trebuie. Au. Pui cam 20 de minute, zici, nu? Da. La ce temperatură? La 200 de grade. La 200 de grade. Și... Le verifici, poate e posibil. Noi da. Nu cred că am. Super, nu cred că am stat 20 de minute. Și arată și foarte bine. Mâncăm cu salată, nu? Da, putem. Eu așa am spus, că e fain cu salata. Asta se poate improviza. Eu am pus baby spanac. Ce ai în casă? Ridic. Ce am în casă, exact, da.
Foarte bun. Să mâncăm. Bun, nu? Păi brânza acum n-a fost da. Brânză pentru că știa că nu mănânc eu brânză. Oricum, ele pot fi combinate în foarte multe feluri, nu? Cu multe condimente, cu absolut tot ce vezi prin casă. Oricum, repet ceea ce spun de fiecare dată în toate filmele și intervențiile mele despre mâncare. În bucătărie, ca în șifonier. Tot ce găsești, combini în funcție de cum ți se pare ție că, că merge. Pentru că nu mâncăm în fiecare zi același lucru, pentru că avem nevoie de diversitate în viața noastră, venim cu cea de două rețetă. Facem un toast cu avocado și năut picant. Aș mânca avocado în orice, oricând, oricât, oricum. Deci este my favorite. Eu la tigaie sau tu la tigaie? Ce, de ce scrie eu, voi aici? E de designer, deci da. Eu la tigaie. Haide, ce facem? Cât timp avem năutul acolo, putem să pregătim avocado. Hai că le fac eu asta. Nu de altă, dar să mai fur ceva de pe aici. Ia. Și asta. Lămâie. Lămâie. Încercați să nu puneți sâmburii. Da, uite. Și sare. Să știi că eu mai pun și ulei de măsline. Și piper. Știu, dar m-am gândit că dacă avem năutul... Da, nu mai merge. Da. Deci, pașii sunt următori. Întindem avocado pe nu vrei pâine. Să prăjim pâinea? Dacă vreți, puteți să prăjiți pâine. Am punem aici? Da. Mă rog, nu se întinde așa frumos cu asta. Îți facem model. Punem câteva frunze de rucola. Pâine fără gluten. Și cireașa de pe tort, năutul picant. Yummy, yummy. În bucătărie trebuie să fiți stylish, da? Nu trebuie să... Miroase bine, nu? De la boia fumată, eu vă zic, este secretul. Laurei, care filmează, îi place cum miroase. O lăsăm să mănânce și pe ea. Dacă mai apucă. Mănâncă mare tot. Suntem la a treia rețetă, care este cea mai rapidă, este o budincă de chia. Deci avem aici budincă de chia deja hidratată în laptele de migdale. O puteți lăsa peste noapte, adică eu așa fac, o las peste noapte, da, și dimineața este deja gata. Și acum avem o provocare, adică eu am o provocare pentru Andreea, ne pregătim budinca fiecare. Avem cu... Eu am aici kiwi, mango, fulgi de cocos și granola pregătită tot de mine. Deci, ce-mi place de aici? Mango, aș mânca mango de dimineața la prânz și seara, îmi place atât de mult. La kiwi sunt un pic alergică, nu știu, îmi creează o stare foarte, o senzație ciudată așa. Dar asta... Eu încerc să le-am pregătesc. Ia să vedem. Acestea au fost rețetele noastre de mic dejun. Facem o recapitulare. Brioșe, care le putem savura cu o salată. Și sunt foarte ușor de făcut, extrem de ușor de făcut. Toastul cu avocado și năut picant, care cred că a devenit preferatul nostru. Foarte bun. Nici nu știam că există boia afumată. Afumată? Îi dă o aromă fantastică, schimbă totul impecabil. Iar aceasta, nu dau seama care îmi place mai mult. Asta sau asta. Probabil o să îmi placă cea pe care n-am să o fac în fiecare zi. Că în general fac obsesii pentru lucrurile pe care le mănânc. Îmi place un fel și îl mănânc în continuu, ceea ce nici măcar nu-i sănătos, pentru că așa dezvoltăm intoleranțe. Și îl mănânc și după aia nu mai
îmi place și atunci trec la următorul, dar budinca e foarte bună. Nu, foarte bună. Și se fac foarte repede și sănătoase sunt. Vă mulțumim tare că ne-ați urmărit. Vă așteptăm pe delicii.com, pe andrearaicu.ro și poftă bună la delicii!